pe aici, cred că se plătea, dar domnul de acolo vorbea la telefon și ne-a făcut semn. Hai, urcați, nu mă deranjați. Și noi mulțumim și am și fugit. Ne-am dus ca racheta. Băi, cât de abrupte scările astea! Stai că am și patena în spate, să nu mă duc rostogol pe scările astea. Că asta mai trebuie. Mamă, bă, dar super mega abrupte mă duc. Uite, și ăsta e închis aici. Tot, vezi? Dar nu știm de ce Dumnezeu am ajuns noi prea devreme. Bună dimineața din Potența. Băi, aseară am vizitat un pic orașul. Nu-i mare brânză de vizitat aici, în sensul că n-ai mare lucru. Noi l-am vizitat. Mulți vin aici, dorm și pleacă. Noi am mers să-l vizităm. Acum plecăm către Salerno. Avem vreo oră până acolo. Mergem acolo și vedem ce și cum. Oricum, acolo o să fie mult mai frumos. De noptat am noptat bine aici, s-a dormit chiar ok, ne-a plăcut, ne-am simțit ok. Mamă, acum avem de urcat în sus. În sus? Da, în sus avem de urcat cu camper. Bun, vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez și haideți să plecăm la Salento. Și am ajuns la Salerno. Am parcat bănuțul acolo, în partea aia. Atena ține un slime, un pungă, n-a vrut să lase slime-ul pentru nimic în lume. Și mergem să explorăm puțin orașul. Parcarea asta e cu plată. N-am reușit să găsim ceva fără plată sau... E dezastru ce e pe aici. Plus că am avut norocul să prindem azi. Azi, mâine și pomine, deci 3 zile de sărbătoare aici și noi abia seara am aflat și dezastru, orașul e plin, e full, e nebunia lui Juvel ce e aici. Așa că am venit aici, n-am avut ce face. Băi, am rămas surprinși când am văzut, să uitam, mă, de făcea un pic un research despre oraș și am rămas surprinși de faptul că am găsit aici, la Salerno, sunt îngropate moaștele celui de-al 12-lea apostol al lui Isus, Matei, nu? Cel puțin așa s-ar traduce, dacă nu greșim noi. Dați-mă înapoi dacă greșesc. Plus, în 1950 ceva de genul a fost pentru o zi capitala Italiei. În 1944. Ia să vedem cât costă parcarea aici, să vă arăt și vouă. Nu scrie, mă, bă? Cât costă parcarea aici? Haideți că am aflat și cât costă parcarea aici. 2 euro la 2-3 ore, 1 euro la oră, aproximativ, sau 80 de cenți, undeva pe acolo, la oră. Nu-i scump, dar e fain pentru că este safe, camere peste tot, camere de luat vederi. Ceea ce ne face să ne simțim și safe. Atena deja vrea sus. Știți cât a mers? De acolo până aici a mers. Nu știu dacă sunt 300 de metri. Trebuie să iau în cărcă. Băi, se pare că pe aici și cam dorm oameni. Deja, da. Interesantă treabă. Și ținând cont că suntem fix cam în centru. Wow, și am ajuns pe coastă, super, super faleză, cred că ar fi faleză, s-ar numi mai bine, mă, dar faleză. Wow, super fain, super, super. Kilometri are exact, cred că 8. 8 kilometri? Și a fost terminat în anul 1950. Da, dar nu cred că o să te auzi din cauza faptului că e gălăgie și noi iar n-am luat microfon. Las că e bine așa. Da, băi, și acum a rămas să mergem așa frumos pe faleza asta la picior. Încă nu ne-am decis exact. Da, tati. Și Parco Giochi. Încă nu ne-am decis exact dacă rămânem. Da, mergem și la Parco Giochi. Nu ne-am decis exact. A treia oară când zic. Nu ne-am decis exact dacă rămânem în seara asta și dormim în parcarea asta, pentru că am aflat că e 50 de cenți pe oră. Și nu erau 50 de cenți la oră.
Sau plecăm în seara asta și mergem către, bă, nu știu, pe Napoli, părțile alea acolo. Pompei. Către Pompei, da. Vrem să vedem și Pompei. Acum să căutăm centrul istoric de aici, din Salerno. Băi, deci, eu cred că Italia, sudul Italiei e recunoscută pentru așa ceva. Uitați-vă și voi, gunoi posibil de aici. Dacă aveți nevoie de o saltea de pat, este aici, e deja spălată, numai cât să veniți să o luați. Da, trist, foarte, foarte trist. Mizerie, foarte multă mizerie pe plaje, frate, apa frumoasă, peisaje de vis. În schimb, bă, nu știu, la autorități le e lene să facă curat, mă. Da, și uitați să vă spun, îmi spunea mădă că orașul Salerno a fost... Salerum, se zicea pe timpul ăla, a fost fondat de către romani 197 de ani înaintea lui Iisus, înaintea lui Hristos. Wow, vă dați seama? Câți ani? Mulți! Hai că am intrat și pe străzile din Salerno. Mamă, avem și pe aici un pic de băga la picior, dar e ok. Spuneam, mă, de... suntem obișnuiți cu urcările de acum, care aici, pe Atena, rucsac, tot. Ne-am obișnuit să-i dăm pedală la deal. Dormim noaptea ca purcelușe, n-auzim nimic, nimic, nimic. Da, bă... fain pe aici. Wow. Stai că am găsit ceva aici. Mamă. Catedrala de San Mateo. Wow. 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 Da, tati, ia, uite, hai să ne uităm și aici, vezi? Asta... asta ar trebui să fie, cred că, un mormânt? Ceva altfel. Nu, nu înțeleg de ce ar fi așa aici. Ăsta la fel. Da, uita și în partea asta aici. La fel. Da, din arăt aici. Aici, cica, este înmormântat apostolul, ultimul apostol al lui Iisus. Mamă! Super, e fain Salerno, plin de istorie, plin de multe lucruri pe care noi nu le știam. Spuneam, mă, de mai devreme că
De aici a pornit medicina modernă, dezvoltarea medicinii moderne. Prima universitate de medicină aici a fost la Salerno. Acum să vă zic ani și așa, nu știu, nu-i mai țin minte. Dar da, de aici a plecat medicina modernă, adică universitatea, studii și alte rahaturi și alte chestii de genul. Super interesant. Dar biserica unde a fost îngropat al 12-lea arhanghel, s-ar zice, mă, al 12-lea apostol, dar scrie pe acolo Matei, așa, scuză-mă. Matei, adică, da, în italiană Mateo scria. Da. Și de asta zic. De aici începe grădina. Wow. Și ar fi Matei, apostolul Matei, nu? Băi, dacă greșim, dați-ne înapoi, na, scrieți-ne în comentarii. Și plus, sperăm să nu greșim. Am fost înmormântat și Papa Gregoriu, care a refuzat să fie înmormântat la Roma, în Vatican. A vrut să fie înmormântat aici. Și a vrut aici, dar el era din Salerno? Abar n-am întrebat, am să mă informez. Da. Sau probabil a vrut să fie înmormântat lângă apostol. Da, posibil și asta. Tati așa că mă dă, am mai văzut aici o străduță de asta și nu ratează niciodată. Grădiniță? Da, da, este o grădiniță aici. Da, este o grădiniță. Mamă, păi ce? Să dai seama cum trăiesc. Cum locuiesc cu oamenii pe aici, cum stau, cum... Ai sta? Ai locuit? Am mers acum jos până aici, pam, pam. Acum intru în casă, o iau frumos pe aici. Pac, pac și urc sus. Și mă duc acasă. Doamne! Ia uite, sau aici, sun la ușă, pam, pam. Mamă, deschide și mie ușa. Sau tu-ți imaginezi ani în urmă cum se jucau copiii pe aici? Archivio storico della botanica Salernita. Fondazione Scuola Medica. Aici și-a întins hăinuțele, lenjeria prosoape. Pa. Ia uite. Da, nu știu, cu scuterele aici la... Foarte de mult impresionat că a fost de Matera. Da, Matera a fost frumoasă. E frumoasă. Da, ce să zic. Da, cam toată Italia e cam așa. Nu schimbă nimic. Ia uite ce ușă veche aici. Asta e primăria. Da, mă? Asta e primăria și pe aici se intră în primărie? Da, mă, frate. Hai că e bine și asta. Ia uite-i pe ai mei cum au venit și au parcat mașinile aici. Ia. Fac frumos și după aia la picior pe acolo. Aia la piciorul ăia cu mașina în jos încolo. Nu-i de mirare, mă, că în Italia mașini micuțe, cât mai mici. Mă. Dar în sus aici ce-o fi? Pare interesant și în același timp frumos. Ia să urcăm un pic scările astea pe aici. Vedem cam ce este. Vai, mamă, dar e tot un urcuș, mă, dă. Aici avem băncuțe de odihnă. Mă, dă, care a rămas jos. Auzi? Aici faci un Instagram frumos. Aici faci un Instagram frumos. Da. Hai că auzita mea de Instagram. Ia uite. Ce nu faci pentru o poză pe Insta? Ce nu faci pentru o poză pe Insta? E frumoasă imaginea. Ia uite. Adică ceva ce nu vezi peste tot. Nu?
Ia uite-i pe mine. Ati, nu pune mânuța, tati. E dirty. Da, e dirty, hai. Ia uitați cum și-au parcat-o ai mei scuterele, motoretele pe aici. Și acum, pa. Și oamenii stau pe aici, stau. No, dă mânuța, tati. Good job. Da. Okay. Interesantă treabă, uite. Hai să fac lucrări. Da, ai locuit mă de aici? Nu. Ți-ar place? Ia uite, mâțe. Ia, uite, mă. Asta nu e inter... Ce? Cu ce străzi te sumești ca să nu mă dea din luminelă. Da. Da, tati, hai. Ia uite ce. Pescărușul ăla de sus face așa. E sus. Da, tati, lasă pisica. Hop, ușor, tati. Ia, hai. Hai să-i dăm pe aici. E închis. Da, e închis. Să fac lucrări sau ce? Da, este închis. De ce era aici, Modu? Prima grădină botanică din Europa. Prima grădină botanică? Din Europa, da. Și din cauza ei a fost descoperită și medicina. Că tot se găseau tot felul de leacuri și tot felul de chestii. Din grădina asta botanică? Deci așa. Acum dacă am citit prost... Uitați că l-am găsit pe unul acum care se întoarce cu mașina aici. Ia să vedeți cum se întoarce. Ia uite, cam așa înseamnă să fii pe aici cu Toyota. Să vedem casă direct la om. Dar vrea să pleci sau? Nu știu. Să iasă. Bă, tu îți dai seama, deci el pe aici a urcat cu mașina aia, mă. Și acum? Ne-am întors înapoi în zona turistică, unde vedem turiști. Te pierzi repede pe străzile astea ce-i drept. Bă, aici am nimerit, am oprit video la un moment dat, pentru că s-a uitat lumea destul de ciudat la mine, pentru că filmam. N-am reușit să prind toate cadrele, dar am trecut pe lângă niște locuri, bă, urâte, în sensul că eu țineam camera doar drept. N-am și arătat în casă la oameni sau, mă rog, înăuntru clădire, la clădire. Și era de tot rahat, adică niște ghetouri, boss. Wow! Super nașpa, chiar stăteam și mă uitam, zic, cum dracu trăiesc ăștia acolo? Pentru că era, ia uite, ăștia aici gătesc pește. Era nasol tare, am rămas... Asta ulei. Da, mult ulei, prăjeală. Și foarte multă iarbă. Și iarbă, da, uite și aici, și ăsta vin de aici, iarbă. Da, și era unul al meu, băga un pui liniștit. Nu avea nicio treabă. Și miroase a motor, tati, nu? A, da, a benzină și asta, da. Și da, am rămas chiar șocat. În același timp și, bă, nu știu cum să zic, nimerim în niște zone uneori destul de nasoale. Ghetouri. Nu ne așteptam în Salerno să găsim așa ghetou. Da. Da, aici acum că am coborât de sus din mahalaua aia, pare totul super, totul ok, totul fine, totul la 4 străzi distanță. Haideți să vă arăt. Ia uitați. Aici, aici altă lume, ia uite. Muzică, oameni care mănâncă.
Iar noi am venit după strada asta, de sus, din partea aia, pe acolo. Bam, 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 și ne-am aventurat tocmai sus, pe munte. Am ajuns, le-am dat de oameni, de localnici. Chiar n-am văzut cum trăiesc localnici pe aici. Stăteam și mă întrebam, chiar îi ziceam Mădălinei, cum fac oamenii, sau cum au făcut oamenii aici cu COVID-ul, mă, frate? Cum au reușit să stea, că... Doamne, băi, horror, băi, mă, mergem să vedem cu asta malfitană? Hai să vedem și noi acum ceva mai... Vezi, atenție la mașini. Ceva mai fain, pentru că, da, după experiența asta nasol. Acum ceva timp îi spuneam Mădălinei, în timp ce conduceam vanul, că cel mai frumos loc unde aș fi vrut, unde am vrea să locuim, după ce am vizitat noi până acum, n-am vizitat mult ce-i drept, din puținul nostru ce am vizitat până acum, băi, acasă la noi am vrea să stăm, nu am vrea să schimbăm locuința. Wow, super și zona asta. Băi, dar eu tot sunt surprins de faptul că la doi pași de aici găsești ghetourile alea. Da, așa de multă lume azi pe aici, sărbătoare. Trei zile de sărbătoare. Sunt curios dacă am fi venit ieri sau la altă ieri, mă duc. Probabil... Da, și a fost mai puțin. Da, cu siguranță. Și mult mai relaxant și pentru noi. Așa. Băi, sensul că nu era așa multă lume, că se exagera de mulți oameni. Aici, hai, mai sunt cum mai sunt. Dar pe faleză, pe partea aia acolo, teroare, mulți, mulți, mulți. Hai să căutăm și noi o înghețată, să mâncăm înghețături. Băi, haideți că am ajuns totuși într-o zonă cu blocuri normale, adică nu doar... Ia uite. Aici frumos, lume normală. Dar în centrul ăla, acolo unde am fost, doamne, deci vă zic sincer, îmi pare rău că n-am reușit să filmez. Eram cu camera filmat, dar o țineam ascunsă după rucsac. Se uita urât la mine, știi, și mi-era jenă să întorc camera și să-i filmez casa omului. Că mi-era să-mi zică, ce faci, mă, veri, îmi filmezi casa? Bine, eu i-aș fi zis, da, frate, azi pe domeniul public pot filma.
Da, știi cum e, te ești, te ceri cu omul, cu copiii, după tine, cu asta, nu vrei să sperii copiii. Așa că, na, am ținut camera pe o parte, stați că am pierdut-o pe mădă, l-am pus pe țâncul ăsta un pic să meargă, iau. N-are niciun stres el, el doarme, el se trezește. Da, trebuie să facem o cumpărătură importantă pentru noi. Va trebui să căutăm un căricior ceva micuț care să fie, să plieze și să nu ne ocupe mult spațiu în van, ca să-l punem pe Hermes. Pe Athena o mai care eu aici în spate, sau îmi cumpăr și eu un rucsac de la pentru copii, dar nu știu cât o să stea acolo, și dăm pedală, că altfel e greu, a rupt-o pe mădă asta. Asta e că și cântărește acum, s-a apropiat de 10 kg el și cărându-l non-stop, o doare săraca umărul, nu mai poate, da? Vedem cum rezolvăm și problema asta. Bă, cu astea spuse, cred că a venit momentul să ne îndreptăm către camper și decidem la camper dacă rămânem și dormim în seara asta, în parcarea asta. Este o parcare și n-aș vrea parcă, adică dacă am mai fi vizitat și mâine Salerno, hai! Dar așa nu. Vrem să ne ducem către Pompei, în partea aia pe acolo, nu știu, să căutăm o parcare mai către zona aia. Așa mâine am putea vizita Pompeiul și după, poi mâine, nu știu, Napoli sau mergem către Roma. Vedem.